O banală lucrare de reabilitare a rețelei de apă și canalizare pe strada Hatman Arbore a dus la o descoperire de zile mari pentru muncitori. Cupa buldo excavatorului a scos la lumină resturi dintr-un schelet uman. În cel mai scurt timp, responsabilii lucrărilor au chemat poliția și arheologii. Specialiștii de la Muzeul Județean bănuiesc că ar fi vorba despre rămășițele unui om care a trăit pe teritoriul de astăzi al Botoșaniului în perioada medievală, adică acum mai bine de 500 de ani. După părerea noastră, datând probabil din perioada medievală a acestui lăcaș de cult, știindu-se faptul că în imediat am apropiere, există un cimitir medieval. Deci, mai mult ca sigur că aceste resturi umane aparțin acelei perioade. Reprezentanții Direcției de Cultură au dispus sistarea lucrărilor, urmând ca acestea să se desfășoare doar sub stricta supraveghere a arheologilor. Și asta în condițiile în care ar mai putea să apară în săpături vestigii cel mai probabil medievale. Acea zonă se intre sub regimul de protecție arheologică, se va institui probabil în urma avizului pe care vom emite noi cu consultarea Comisiei Naționale de Arheologie și a Comisiei Zonare a Monumentului Istoric, un regim de probabil de supraveghere arheologică. Osemintele botoșăneanului de acum 500 de ani, descoperit lângă mănăstirea Popăuți, au fost ridicate de criminaliști și trimise pentru analiză la Institutul de Medicină Legală din Iași, urmând ca rezultatele să fie comunicate ulterior.